Mai mult de 100 de fermieri din Sălaj nu și-au primit încă subvențiile ca urmare a unor erori înregistrate în serverele APIA. Din această cauză, fermierii au declarat că în 12 septembrie vor iniția o nouă grevă a foamei, la care sunt așteptați agricultori din toate județele țării. În acest an, plata subvențiilor agricole a declanșat haos în toată țara. Oficiile județene ale agențiilor de plăți și intervenție în agricultură lucrând ore suplimentare pentru efectuarea plăților către beneficiari. Chiar și după aceste măsuri, mii de fermieri sunt nemulțumiți că nu au beneficiat de plata subvențiilor. Mai mult decât atât, Costel Caraș, fermierul care a recurs la greva foamei de mai multe ori în ultima perioadă pentru urgentarea plăților către fermieri, a declarat că un număr de peste 100 de fermieri vor intra în greva foamei din 12 septembrie din cauza situației privind plata subvențiilor. Astfel, marți dimineața, fermierul a adresat o interpelare ministrului Agriculturii despre motivele care au determinat dispariția a 14.998 de beneficiari din lista beneficiarilor de plăți directe în zootehnie, care inițial figurau ca acceptați. Printre subiectele abordate în cadrul vizitei la Pericei de sâmbătă, Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, a expus principalele probleme care au generat întârzierea plăților și excluderea unui număr semnificativ de fermieri din lista de beneficiari. Potrivit celor afirmate de ministru, erorile înregistrate în declarații au dus la blocarea a câteva mii de dosare. Trebuie neapărat însă să simplificăm foarte mult, pentru că de-a lungul timpului s-a complicat tot mai mult și fermierii noștri ar trebui să fie adevărați doctori în știință ca să poată să aplice această politică agricolă comună. În plus, agențiile de plăți nu sunt agenții de consultanță și ei au mari probleme în a sprijini fermierii să-și completeze documentele corespunzător și a nu face erori. În România avem câteva mii de dosare care sunt blocate din erorile rezultate ca urmare a declarațiilor cu greșeli pe care le-au făcut producătorii noștri și sigur au probleme în a-și încasa fondurile. Întrebat de reporterul Sălăjanul TV despre aplicabilitatea politicii agricole comune în ceea ce privește diferențele între subvențiile aplicate în diferite țări, Achim Irimescu a explicat modul în care s-a stabilit cuantumul plăților pentru fiecare țară. În același timp, ministrul a precizat că subvențiile pentru agricultură vor crește în următorii ani, ajungând la un buget de 4 miliarde pentru anul 2020. Subvențiile în România sunt la alt nivel față de subvențiile în alte state membre. N-am să intru aici în amănunt, doar o să spun că atunci când s-a stabilit în procesul de negocieri nivelul subvenției din România, s-a ținut cont de datele istorice privind performanța în România. Concret, la stabilirea subvenției pentru România, ca și pentru alte state membre, s-a avut în vedere valoarea medie a producției pe 5 ani anteriori și s-a multiplicat cu 63 de euro pe tonă. Deci România a avut, după datele de la acea vreme, o producție la hectar de grâu 2,67 tone, multiplicat cu 63, vedeți cât este subvenția. Dacă avem în vedere că în Germania producția a fost 5 tone, mulțit cu 63 de euro, vedeți de ce există această diferență. Dar trebuie să precizez un lucru extrem de important. România nu a pierdut niciun ban, pentru că toate fondurile care nu s-au putut aloca pentru plăți directe au ajuns la componenta pilonul 2 al politicii agricole comune, adică dezvoltare rurală. România este unul dintre statele cu cele mai mari sume pentru dezvoltare rurală. Deci să nu uităm, pe perioada 2007-2013 am avut pentru plăți directe 5,6 miliarde, iar pentru dezvoltarea rurală 8 miliarde din bani europeni. Dacă la nivel național întârzierea plăților în agricultură a generat tensiuni și acuze, vizita din Pericia ministrului Agriculturii din România și a omologului său din Ungaria s-a desfășurat într-o atmosferă calmă și destinsă. În cadrul dezbaterii publice organizate, reprezentanții din sectorul agricol și-au spus păsurile fără a deranja atmosfera de sărbătoare de la Festivalul Cepei. La Festivalul Cepei, sărbătoare mare, iar în București, noi proteste. Așa am putea rezuma poziția
condiția în care se află fermierii. Precizăm că până în acest moment niciun fermier sălăjan nu și-a exprimat intenția de a participa la protestul din 12 septembrie, anunțat de Costel Caraș.